Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Ne așteaptă un weekend extrem de bogat din toate punctele de vedere, mai ales că din acest weekend, începând de ieri, practic, au pornit la drum și Superliga noastră și Bundesliga, așa că suntem în efectiv complet, ca să zic așa. Pentru astăzi vă propun călătorii prin Anglia și pe la noi prin Superliga noastră. Mai întâi, supermeciul din Premier League de prânz se joacă pe Anfield, Liverpool-Chelsea, cu Liverpool favorită, dar cu două echipe care nu trec prin cel mai fericit moment. Au același număr de puncte, sunt la jumătatea clasamentului din Premier League, dar asta nu e în mod sigur ceva care să le bucure pe cele două. Pornind de la cotele generale, de la ideea că Liverpool este normal favorită jucând pe teren propriu, hai să vedem rezultatele din ultimele meciuri directe. Și o să vedeți de ce vă propunem asta. Ultimele meciuri directe, 4 meciuri directe, toate s-au terminat la egalitate. Rezultat de egalitate care s-a înregistrat și la pauză. Pornind de aici, o idee ne iese în față și ne face evident cu ochiul. PSP X, pauză sau final X pe cotă de 1.85. Ajungem în campionatul nostru, în Superliga noastră. Mioveni Petrolul de la ora 5 cu destul de mult echilibru, cu Petrolul favorită. La Mioveni s-a schimbat antrenorul, a venit Nicolae Dică și în fine s-a schimbat poate și starea de spirit. Are o victorie, 6 egaluri și 14 înfrângeri în acest sezon de Superliga Mioveni. Iar Petrolul, de unde și ideea că senzația de favorită pe care o arată Petrolul, are un lot mai bun, e cumva mai așezată, e o echipă ceva mai așezată, ceva mai închegată. Mioveni e ultima în clasament, în vreme ce Petrolul e deasupra, între play-out și play-off este cumva, era înaintea etapei, pe primul loc din play-out, dar are la orizont play-off-ul. Egal a fost în tur, 0-0, unul din puținele puncte pe care le-a scos Mioveni în acest sezon. Ceea ce o să vedem noi imediat, pornind de aici, sunt rezultatele celor de la Mioveni, de care spuneam, 14 înfrângeri, 6 remize și o singură victorie. E greu de spus ce poate să facă Nicolae Dică într-un termen atât de scurt, în câteva zile, și cum poate să schimbe el fața echipei. Sigur că venim după pauză și e de văzut și cum abordează Petrolul campionatul, sezonul după această pauză, dar ideea de a merge pe mâna ploieștenilor e limpede. Este și cotă foarte bună, ne-a făcut cu ochiul din prima. Victorie Petrolul, așadar, mergem noi pe cotă de 2.65. Meciul serii e la Botoșani, Botoșani Universitatea Craiova. E debutul lui Neagoe, Eugen Neagoe, pe banca oltenilor, pe banca tehnică a craiovenilor. La Botoșani situația e mai dificilă decât în ultimii ani. Echipa e în luptă pentru evitarea retrogradării, nu e o atmosferă tocmai grozavă acolo. Favorita este Craiova, evident, care a câștigat în tur cu 1-0. Aici ne ducem spre altceva. Ne orientăm spre altceva. Putem găsi și alte lucruri dincolo de rezultate, dincolo de marcatori. Uite, de exemplu, cornere. Vedem media cornerelor, media cornerelor celor două echipe în meciurile jucate până acum. Media pe meci, evident. Și vedem câte cornere, media cornerelor celor de la Botoșani și a Craiovei. Mergem pe Craiova aici. Pornind de la această statistică, intervalul de cornere al Craiovei 5-6, cam aici ne gândim noi că ar trebui să fie cornerele Craiovei în această partidă, o cotă foarte bună aici de 3-10. Iar pentru astăzi vă propunem și un bilet, un bilet de sine stătător, așa cum v-am tot zis, sau o pornire, un demaraj pentru un bilet ceva mai lung. Din Liverpool, Chelsea, Mioveni, Petrolul și Botoșani Craiova, pe ideile noastre, doar pe cele 3 idei ale noastre, este o cotă de 15,19.